Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva coronavirusului, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat că se așteaptă ca la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, Agenția Europeană a Medicamentului să acorde autorizarea de imunizare și pentru copiii cu vârste între 12 și 15 ani, moment în care ar putea fi demarată campania de imunizare a copiilor și în țara noastră. Din câte știu, avem peste 20 de milioane de doze de la compania Pfizer deja contractate, care sunt livrabile până în septembrie, ceea ce ne asigură vaccinarea și pentru această grupă de vârstă. Nu trebuie să mai contractăm doze suplimentare. Ca să înțelegem, între 12 și 15 ani vorbim de circa 800.000 de persoane eligibile, nu e un număr foarte mare, deci putem asigura practic cu 1,6 milioane de doze, putem să asigurăm 100% acoperire vaccinală. Agenția pentru Alimente și Medicamente americană a autorizat deja vaccinul Pfizer-BioNTech pentru copiii cu vârste între 12 și 15 ani din Statele Unite. Serul Pfizer era autorizat până acum în urgență pentru adolescenții cu vârste de 16 ani și peste. Studiile clinice au arătat că vaccinul este eficient pentru copii. Prima țară care a autorizat serul pentru această grupă de vârstă a fost Canada. Valeriu Gheorghiță a mai precizat că au fost vaccinate aproape 313.000 de persoane în perioada 8-10 mai, atât persoane cu programare în platformă, cât și persoane care s-au prezentat direct, dintre care 93.350 sunt persoane care s-au vaccinat fără programare în platformă. Asta înseamnă o creștere cu 30% a persoanelor vaccinate față de ceea ce era programat în platformă. Totodată, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu a anunțat că România se află pe locul 6 la nivel european la vaccinarea cu doză completă și pe locul 18 la nivel global.